fața universității neîncăpătoare. Pentru atâta lume cu drapele multicolor. Aici e locul de destinație, aici e un fel de terminus. Suntem atât de mulți, încât probabil nu o să încăpem acolo. Vine și mingea călătoare, care s-a plimbat câteva kilometri pe capetele noastre. Și nu mai văd de sus. În schimb văd biserica rusească, dinozauri și bicicleta mea cu opțibil rezist și cu drapel Roșia Montană la UNESCO. Cam asta a fost a doua mea participare la Bucharest Pride. Prima dată a fost de la Arcul de Triunf de Bulevardul Kiselev sau Kiseliov, cum îi zicem noi, basarabiene care știm rusă. Și a doua oară a fost pe Calea Victoriei. Acum mi-a părut mai interesant. A urcat pe bicicletă. Abia acum apare coada coloanei. Suntem sigur câteva mii aici. Na, nu mai mult ca PSD-iști, dar cei au venit aduși organizat de partid. Noi am venit din capul nostru. Sper să încăpem aici în piață. Urmăriți pe internet când se mai organizează astfel de marșuri în orașul în care sunteți voi și implicați-vă, participați, susțineți diversitatea, apărați drepturile omului, că azi se încalcă drepturile unuia, mâine altuia și poi mâine ajunge la tine. Nu lăsați ideile totalitare să-și ia avânt. Să apărăm democrația. Drepturile omului sunt pentru toți.